Astăzi, la sediul Muzeului de Istorie din Roman, a avut loc colocviul cu tema Medicii din Romanul de altădată, doctorul Constantin Mârzescu. Medicul Mârzescu a fost primul chirurg care a lucrat în Roman, iar în vreme de război, el a devenit medicul șef al orașului. Este un colocviu dedicat medicului chirurg Constantin Mârzescu, care a activat la Roman în perioada Primului Război Mondial, o activitate implicit dedicată centenarului și în care vor fi prezentate teme de cercetare ale unor muzeografi, istorici, militari, istorici din zona medicinei, având drept invitat deosebită de la Iași pe doamna profesor universitar dr. Dana Baran. De asemenea, figura doctorului Mârzescu va fi evocată de către domnul doctor Dan Arvătescu de la Spitalul Roman, care este și președinte al Societății de Istorie a Medicinei și Farmaciei din Roman. De asemenea, eu voi prezenta o sumă de mărturii din patrimoniul muzeului nostru aferente temei și un istoric militar care ne va vorbi despre contextul medical, dacă vreți, al asistenței sanitare concentrată în jurul diviziei 7 infanterie. Deci sunt câteva teme punctuale, dar care recrează o epocă și care încearcă să dea publicului și chiar noi, intervenienților, dimensiuni noi ale acestui subiect, interesante, valoroase și cu un puternic impact emoțional. De numele lui Constantin Mârzescu, chirurg primar al Spitalului Precis Tamare, se leagă realizări importante, cum ar fi introducerea iluminatului, branșarea la rețeaua de apă și canalizare și construirea scării interioare a unității sanitare. În 1918, medicul Constantin Mârzescu a fost decorat cu Steaua României pentru merite deosebite.